Sezonul sportiv este în plină desfășurare. Cu această ocazie, membrii Ligii Tinerilor Democrați din Raionul Drochea au organizat campionatul raional de fotbal. Tinerii democrați tind spre o dezvoltare intelectuală și sănătoasă a populației, acesta fiind și scopul campionatului. La fotbal au participat 9 echipe de fotbaliști raionali. Campionat între sate, să ne facem cunoștință, mai apropiați, să facem una de veselie în tineret. Câte echipe au? S-au fost participate 8 echipe, dintre 8 sate. Și a noua a fost orașul Drochea, o echipă. A venit să-i susțină pe tinerii democrați din Raionul Drochea și multiplu campion mondial la luptele K1, Constantin Țuțu. Am plăcere deosebită să mă aflu aici la Drochea. Cum vedem, tineretul de acum este mai activ și cu evenimentul care azi a avut loc, este, cred că, o sărbătoare pentru Drochea. Cele mai bune echipe care au ocupat locurile de frunte au fost premiate cu premii bănești. Pentru primul loc, bine, niște cadouri simbolice, 1000 de lei, locul 2 e 600, respectiv locul 3 e 400 și evident, după asta, toate echipele sunt invitate la un frigărui, așa, deci în această zi frumoasă, duminică mare de sărbătoare, într-adevăr să aducem un zâmbet și o bucurie față de tine. Partidul Democrat vine mereu să susțină tinerii și inițiativele înaintate de aceștia. Ei contribuie mereu la dezvoltarea societății pentru un viitor mai bun.